Bucuria fotbaliștilor și a antrenorului echipei Știința Mitoc a fost întrecută doar de bucuria localnicilor, care s-au și manifestat în acest sens. Bravo, Ioane! Ce cât de bun e tipul ăsta. Arbitrul sucevean Sebastian Gheorghe, cel care va arbitra în turneul final al campionatului european din Franța în iunie 2016, a fost prezent la acest meci și a declarat în exclusivitate pentru Nest TV Channel Suceava. O surpriză pentru noi să vă vedem astăzi la un meci în Comuna Mitoc cu Dragomir. Spuneți-ne ce impresie v-au făcut jucătorii. Păi e o impresie plăcută în primul rând, pentru că am văzut foarte mult public aici, localnic, cu atitudine surprinzător, foarte avizată, plăcută și care s-au bucurat de această zi frumoasă de primăvară împreună cu noi toți cei care am fost aici la meci. Spuneți-mi, cum catalogați jocul echipei Știința Mitoc? Foarte bun din moment ce au câștigat, nici nu se poate spune altfel. Vă gândiți așa că din jucătorii de aici ar putea fi selectați pentru echipa, să zicem, de la Suceava, Rapid, CFR? Nu sunt eu în măsură să spun asta, dar bănuiesc că dintre cei tineri s-ar putea selecta, mai ales din juniori. Un mesaj, să zicem, pentru jucători, pentru viitor, ce le-ați recomandat? Să se bucure de acest sport în fiecare weekend și mai mult, în ce să le recomand. Antrenor, dar și jucător de bază al echipei Știința Mitoc, Dumitru Țibu, vădit emoționat de rezultatul obținut de echipa sa, 4-2 în fața unei echipe din topul clasamentului, Unirea Horodnicu de Sus, a declarat pentru Nest TV Channel Suceava. Domnul Țibu, în primul rând, felicitări! Felicitări pentru că sunteți un antrenor foarte bun, felicitări că sunteți un jucător bun și ați și marcat primul gol. La vârsta care este, încercăm și noi să stăm în priză cu copiii aici din Mitocul Dragomirni. Ce să vă zic, că suntem... Am văzut că sunteți un suflet și ați avut emoții. Și acum încă mai aveți. Suntem, cum să vă zic, pentru că acești copii minunați, care ați văzut, sunt un număr foarte mare și așa încercăm și noi cât putem din răsputeri să îi ținem în priză, să nu meargă spre alte activități, înțelegeți? Să-i aducem spre sport, spre cultură, dar din păcate nu avem sprijin local, știți? Mai ne-a susținut un singur om, ne-a susținut necondiționat vreo 8 ani de zile. Nu e vorba de politică, nu e vorba de echipamente. Echipamente, e vorba de o minge, de un suc, de o bere la băieți. Suntem la nivelul ăsta care suntem amatori. Suntem singura comună din județul Suceava care cred că avem jucători locali. Deci a fost o ambiție de-a mea. M-am dus la autoritățile locale, adică făcând și o parte, am zis să pun o vorbă bună, să facem ceva pentru acest sat, pentru această comună, că e o comună minunată, aproape de... la 5 km de Suceava. Corect. Am zis să facem ceva. Am adus băieți străini când am început, acum vreo 10-9 ani de zile când am început. Au fost discuții, că vine străinii și joacă și copiii din Mitoc. Bă, am zis, hai să încerc să fac ceva și pentru comuna asta. Și am luat copii, am luat așa și în 2 ani de zile am făcut un pic de treabă. Toți sunt localnici, n-am un jucător cu alte... Dar pe de altă parte, orice sponsorizare ar fi binevenită, indiferent de momentul ei. Indiferent din momentul ei, știți, dar parcă așa se rupe ceva. Mă doare sufletul când nimeni nu-i pentru sport. Și următorul meci cu cine l-aveți? Următorul meci la Adâncata. E foarte greu meciul. Ei n-au niciun jucător din Adâncata, vă spun. Au jucătorii din Liga 2, aduși vreo 2 jucători. Din Liga 3, vreo 2-3. E un meci foarte greu. Față și când îl aveți? Duminica viitoare. Ei, pentru telespectatorii Nest TV, invităm la Adâncata să susțină echipa Mitocului, da, nu? Mulțumim mult! Mulțumim, apreciem că ați fost alături de noi!